Mă tot gândesc de la ce pot fi acești nitrați în alimente, toxicitatea pe care o găsim în unele legume sau ceea ce cumpărăm și ne simțim rău după aceea. Mă tot gândesc și chiar dacă e dimineață, nu-mi dau seama de la ce pot fi aceste lucruri, pentru că, na, oamenii cultivă sănătos, oamenii, na, fac lucrurile așa cum trebuie, nu pun chimicale, nu stropesc peste măsură, pur și simplu fiecare face exact produsul să fie cât mai sănătos pentru că le pasă de sănătatea noastră și, nu știu, probabil că este doar propagandă negativă, probabil că doar unii vor să distrugă produsele românești, habar n-am, nu știu. O să mă mai gândesc, cert este că nu cred că oamenii stropesc în mod excesiv pentru ca să nu li se strice recolta, nu cred că banii pe care îi fac pentru o recoltă bogată, dar toxică, primează sănătății populației. Nu cred lucrul acesta, pentru că suntem cu toții românii și un român nu ar face rău altui român.